Varianta în pat cu dușmanul. Da. Ok. Imediat. De-abia acum intri la testul sub presiune, da? De-abia acum e cântecul lebedelor. Când, da? La magie altă. Când iubitul, iubita ți-a plăcut să te hârjonești energetic, dur, da? Și în luptă, și în... și în sex și în tot. Doamne, dar ce spuneți de dimineață? Da. Și ți-a plăcut la nebunie. Și unul a dat mai tare decât altul. Și unul a fost mai blând decât celălalt. Și unul a dat toate culorile, le-ați încercat, ca și cuplu. Și acum e testul major. Uh-huh. În viteză se intră în așa ceva. Unul a trecut, a sărit pârleazul, a sărit pârleazul, lasă-mă să zic, este dimineața, nu? A sărit pârleazul și celălalt l-a susținut. Cum l-a susținut? Nu l-a lăsat să sară, nu l-a lăsat să plece din viața sa, un fel de dându-l de toți pereții și despachetându-l ca mag. Schimb percepția și... e de o frumusețe rară înflorirea între voi doi. Bun. Acum, unul a sărit, celălalt nicicum, da? Și acum, ăsta alalt îl susține, o susține fetele băieții, așa, în tranziție, în transformare, o să treacă prin ce ai trecut tu, cel mai dureros și cel mai... am auzit ce ai zis. Dar încă nu ne-am cunoscut. Da, ai să vezi, ai să auzi, ai să simți. E cumva, puteți să fiți într-un colț al lumii și altul în alt colț. Sau să fiți aproape, nici să nu știți unul de altul. Dar divin ești trecut și testat prin... da? Poate fi doar un coleg, un prieten care undeva în viitor sau într-un alt scenariu e iubirea vieții tale, știi? Sau o colegă, o prietenă. Și tu te comporți într-un fel, ca să ți se deschidă, nu neapărat el sau ea sub forma asta care e acum, să ți se deschidă un portal dinăuntru tău, să intri în scenariu, să-ți proiectezi un scenariu unde e și au trăit până la adânci, bătrânează împreună, fericiți, așa. Nu știu dacă e despre asta, nu știu dacă e asta despre tine și despre mine, da. Dar e un drum și e foarte interesant. Acum... astăzi zicând, ai tăiat ceva, două, ce te deranja. Așa. Desenul vreau să văd, da, și dispare la un moment dat. E doar... da. Bun. Și mielușul care, mieluța care era, da? Blândețea pământului intră sub cuțitea. Adică... tu erai, ești în văzul tuturor descoperit, nu cel cea, el, ea, o să pățească, o să intre, o să vadă, o să-i vadă toată lumea fața, nu. Tu ai fost cinstit, cinstită, adevărată, adevărată și acum ai fost, acum ești nevoit, nevoită să îmbraci masca de, da? Și să intri în luptă. Înapoi în viitor se upgradează în sensul ăsta și ți arăți fața de diavol, diavoliță. Așa ajuți iubirea ta, oricine ar fi, oriunde ar fi, oricum ar fi, nu contează, am auzit ce ai zis și, da, nu contează. Da, și nu poate să facă nimic, nu mai poate să facă, și înțelege foarte bine ce, prin ce ai trecut, ce ți-a făcut, adică ești în ipostaza lui, a ei acum și alegi drumul. Îi dai, omul moare, omul se zbate, omul nu are, omul nu îi se deschide, îi se închid drumurile, îi se ia jobul, îi se ia tot. Și tu vezi, în văzul tău, ceea ce a văzut el, ea, când ți se închidea ție, ți se lua, ți se, da? Și a dat cu piciorul, cu ce a putut, energetic, a dat și mai tare. Da, mor, just die, bitch, da?
Și tu acum asiști omul în așa ceva și ce înseamnă diavoliță? Schimbi percepția și îți pui mâinile în cap. Nu dai în om, omul și așa, nu, oricum nu te aude, nu te vede, știi cum ai fost tu cu pleazna pusă. E, știi cum, fericiți și prea fericiți pot fi doar nebunii. E în nebun state, în prea fericit state, știi? Nu, nu te simți... Acum înțelegi, omul când dădea în tine la despachetare și râdea și se distra, idei nu avea cum ești și ce faci și cum ești. Tu pe plan fizic ai simțit foarte tare și psihic, da. Dar acum ai onoarea să asiști omul la așa ceva cum te-a asistat. Și normal că alegi alt drum. Îl asiști cumva un pic numai cât, știi, un fel de zici o glumă la referitor la situații, dar nu râzi de om. Râzi cu omul și omul se simte... simte ajutorul tău și e mult mai dur și mult mai adânc și îl bagi și mai mult. Omul când o să simte ajutorul tău, o să înțeleagă că ești alături și n-ai să dispari din viața lui pentru ce ai făcut, pentru ce ți-a făcut el ea, da? Intră și mai repede în transformare. Simte și vede mult mai dureros, triplu decât ai simțit tu, știi? Triplu axel, asta zicând, da. Îi spart 9 de pahare. 9 de cupe, zi, le-ai spart. Da, grecește, le-ai trântit pe jos. Să fiți fericiți! Mazel tău, da, da, da. Acolo e. Și ți s-au deschis ție drumurile și lui sau ei s-au închis pentru că azi ai ales drumul ăsta și înapoi în viitor s-a... Ai ieșit repede din transformare, ai ieșit repede din... Cum repede că am stat 7 ani de 3 ori? Asta e repede, asta e foarte repede, asta e câteva clipe lăuntrice. Asta zicând, ai răsturnat un fiu de bănuți. Da? O fi fost rege de bănuți, o ajuns fiu de bănuți și o ajuns... Da, pentru că e tata, nu, e bunicul, tata, fiul, știi? Și ai răsturnat tot până la fiul de bănuț, e bunicul, tata, ai răsturnat un fel de împăratul, regele și fiul, da? Și Sfântul Duh, da? Tot ai răsturnat, tot. Energia masculină ai, da? Fetele, băieții, răsturnați pe voi situația, dincolo e feminină, da. Ai răsturnat și ai oprit din viteză roata norocului a cuiva, ai oprit-o vibrațional, nu special, pentru că ai ales drumul adevărat, sănătos, da? Unde ești chirurg, healer, killer, știi? Killer, healer, da. Trebuie să dai în om sau să tai, pentru că știi că o să-i treacă și trebuie să-l ajuți să treacă mai repede, da? Mai o glumă, da, simți că nu-i și îl ții în așa ceva și iese mai repede, da? Nu e doar un fel de să-ți bat joc și râzi și pleci și după aia, nu. Sunt uneltele tale pe care le vezi, le simți. Un fel de, ai să simți pe parcurs, ai să vezi, da, da, da. E dincolo de... Da, e varianta Inchiziția de pe timpuri, cum se purtau cu vrăjitoarele, vrăjitorii, da? Dar cumva, dacă nu era așa ceva, nu se trezea neamul din morți și se renăștea ceva ce înapoi în viitor a schimbat totul radical, știi? Altfel nu... Astea sunt transformările acolo. Asta zicând, da, pornește o creangă nouă a pomului, un fel de un copac nou a neamului pornești, cu rădăcina veche care te susține și e, da, micuț, începe să crească. Tu ai voie, da, ți se dă voie să pornești... pornești copacul neamului nou, ce înseamnă? Înapoi în viitor
și e copacul neamului tău, cu toate crengile, dar înapoi în viitor tu, ca și duh, ca și pornire dinăuntru tău, ai voie să... Ai voie să pornești copacul neamului tu, un fel de Eva, tu ești Eva, da? Sunteți Adam și un fel de, ca să înțelegi, în toate religiile, referitor la, acum nu știu povestea, astăzi când ai răsturnat vespiile, vespiarul, zic cum vrei, ai băgat în 7 de cuțite. Da, și ai oprit din drum și cine se băga în transformări și cine, da, ai oprit și pe cât timp ai să vezi. Nici tu, culme, nici tu nu știi, vibrațional e din tine, știi felul de... Eu sunt, eu clarvăzătoare, eu vă spun viitor, eu vă ghicesc, eu vă zic în cărțile astea. Nu, nici tu nu știi. E vibrațional, e cu cât te clirui tu mai bine și înțelegi lucrurile mai bine, se întâmplă altfel totul, știi? E dincolo de spusul tău, de înțelesul tău, de văzutul, de mirositul și așa mai departe tău, știi? E dincolo de val. Da, ce vreau. Da, și astăzi când a apărut... regele de bănuți de undeva din viitor, din trecut, da, și da, și te simte că îl susții, da, divin feminino, da, ce frumos, da, fetele, băieți, răsturnați pe voi situația și nu că ți se jăluie, ci îți încredințează în mâinile tale sufletelul său, adică plexul solar e băgat în cuțite, energia masculină e băgată în cuțite și aduți aminte cuvintele din rock opera Jesus Christ Superstar. Țineți minte Father, acum îți încredințez când era pe răstignit pe cruce. Când era gata, se pleca și zice, acum îți încredințez sufletul meu. Și intră în transformare. O, fi, mă faci să plâng. Doamnă, dragă, ne faci să plângem de dimineață. Nu, 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 las că plâng numai eu. Okay. Ce înseamnă să plângi la magi, da? O clipă de plânset, da? Bocitoarele se trezesc în tine, în noi se trezesc bocitoarele, știi? Tata, mama, când se uită la tine, tu povestești ceva sau vine în vizită sau are momentele sale când stați la masă, la, eu știu, botez, nuntă, așa, nu contează, dar alea clipe bucurie, fericire și se împăinginesc ochii de lacrimi pe o clipă și înghite așa ca și cum, da? Ei, clipele astea sunt zbocitoarele din străneamuri care susțin străneamul tău și le simți prin tine și le vezi printre ai tăi. E? Foarte frumos. Astăzi când intri în energiile, de fiecare dată, în fiecare dimineață, intri în energiile de mag. Nu mai ai nicio treabă. Vezi altfel lucrurile. La orice schimb percepția. Ce faci? Opa, schimbăm percepția. Ok, ok. Și înțelegi lucrurile, înțelegi cum stă totul. Drum bun. Uite cum dispare. Da? A dispărut tot și ce a rămas. Cupa plină, bănuțul, steaua din, da, magia neagră, eu așa o văd, și paloșul, foarte frumos. Da? Dispare acum paloșul, rămâne doar bănuțul și cupa, da? Cupa plină și, da, și la mag, ce e? Aici sus, soarele. Desenul animăluțului dispare și rămâne un ciuflic aici. Când erai bebe și purtai căciulița cu... stai așa să-ți arăt. Cu așa ceva. Da? Așa ceva. E soarele. Intri în energiile plăcute a copilăriei. Da? În mintea copilor, da, da, da. Acolo e, acolo e, acolo e. Și ți se deschid drumurile, ți se arată pragul. Vezi pragul să nu te împiedici. Da, ți se arată pragul să nu te împiedici și să pășești curajos mai departe în viață. Drum bun.